Noua generație se poate implica în schimbarea societății într-un mod pașnic și creativ. Pe marginea acestei idei discută timp de 4 zile reprezentanți ai asociațiilor de tineret și ai asociației Părinți pentru Ora de Religie, precum și inspectori eparhiali responsabili cu cateheza parohială. Aceștia s-au reunit la Mănăstirea Caraiman din Bușteni, unde participă la ateliere de lucru pe tema non-violenței. Proiectul este organizat de sectorul teologic educațional al Patriarhiei Române, în colaborare cu Fundația World Vision Romania. Evenimentul se desfășoară la Centrul Pastoral Cultural Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman. 35 de persoane din toată țara participă la conferințe și ateliere de lucru despre non-violență. Cel care facilitează aceste ateliere și workshop-uri este australianul Gerard McKenna. The first thing I'd want to say is thank you for the invitation, particularly thank his. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația de a fi aici, invitația adresată de Părintele Patriarh Daniel, pentru că a invitat un australian să guste din frumusețea ortodoxiei și să adâncească mai mult cuvântul în ceea ce privește transfigurarea non-violenței. Aș vrea să spun că această întâlnire a adus la oaltă lideri din Biserica Ortodoxă și se înscrie în activitățile pe care vorbim și le face în România și peste tot în lume, aceea de a aduce împreună lideri și a echipa cu instrumentele necesare pentru a înțelege mai bine ce înseamnă schimbarea prin non-violență și felul în care aceasta poate să contribuie la lucrarea bisericii. Sunt aici ca să învăț mai mult și să înțeleg și eu mai mult din ceea ce înseamnă frumusețea ortodoxiei. Suntem aici să înțelegem mai mult din ceea ce au spus părinții bisericii în ceea ce privește expresia iubiți pe vrăjmașii voștri, de a înțelege mai bine, să primim iubirea lui Dumnezeu, să o înțelegem mai bine și să o transferăm în expresia și în a experimenta ceea ce înseamnă iubiți pe vrăjmașii voștri. Proiectul dezvoltat în Australia de către World Vision International își propune să schimbe viziunea și practicile sociale prin intermediul moralei creștine. Acest eveniment, de fapt, este o a doua ediție în România. Anul trecut, în luna noiembrie, am realizat o primă întâlnire, mai ales cu tineri din asociațiile studențești din țară, mai ales cele legate de biserică, dar nu numai, și ne-am întâlnit pentru a îl asculta pe Gerard McKenna, care este un apropiat al organizației World Vision Australia și care ne-a împărtășit câte ceva din experiența lui și din înțelegerea pe care are asupra părinților bisericii, a învățăturii a teologiei privind iubirea și felul în care iubirea lui Dumnezeu poate să schimbe prin non-violență în contextul unei lumi care este atât de frământată de violență. Această întâlnire se înscrie în misiunea organizației World Vision International și a Bisericii Ortodoxe, care s-au angajat în lupta împotriva violenței, mai ales împotriva violenței adresată copiilor. Această campanie care a pornit în toată lumea și în care ne înscriem și noi este, de fapt, parte din lucrarea organizației World Vision România și a Bisericii deopotrivă, aceea de a ocroti pe copii, de a aduce speranță, de a aduce dragoste și de a schimba viața acestora. În primul rând, aș vrea să accentuez faptul că World Vision România este o fundație creștină și asta cred că spune foarte multe. Fiind o fundație creștină, credem cu tărie că misiunea noastră este de a manifesta într-un mod concret și vizibil dragostea lui Dumnezeu în jurul nostru și pentru a face acest lucru, de-a lungul anilor, Biserica Ortodoxă Română a fost un partener strategic și de maximă încredere pentru noi. Astfel că această inițiativă de astăzi este una dintre multele inițiative în care noi împreună colaborăm. Și specific pentru acțiunea de astăzi, cred cu tărie că tinerii creștini-ortodoxi au o misiune foarte importantă în zilele noastre, o misiune pe măsura potențialului și resurselor cu care ei au fost înzestrați. Trăim niște vremuri tulburi, niște vremuri caracterizate de o criză de identitate și valori, și mai ales în rândul tinerilor. De asta cred că tinerii ortodoxi au în fața lor această oportunitate și misiune în același timp de a revitaliza valorile ortodoxe într-un mod autentic pentru această generație. Vorbim aici de o generație millennials, cum îi denumim noi. Evenimentul are scopul de a pune bazele unei colaborări strategice cu organizațiile de tineret, care vor participa în toamnă la întâlnirea tinerilor ortodoxi organizată la Iași. În acest grup fac parte tineri care au fost și la întâlnirea de la Iași din noiembrie, dar sunt și tinerii care sunt pentru prima dată
De asemenea, este un context foarte bun de a împărtăși idei și de proiecte și impresii de la proiecte deja desfășurate. În ideea în care noi ne vom reîntâlni la întâlnirea tineretului ortodox care va avea loc anul acesta la Iași în perioada 1-4 septembrie și într-un fel sau altul noi încercăm să pregătim această întâlnire cu feedback din mai multe eparhii, cu ce a fost la București și ce ne dorim să fie la Iași, unde se așteaptă să participe 7.000 de tineri la această întâlnire a tineretului ortodox din acest an. Conferința și atelierele de lucru pe tema non-violenței sunt susținute în limba engleză și se vor încheia sâmbătă.